Bună să ne fie ziua tuturor! Te salut, Mărioara! Bună ziua, Felicia, și tuturor celor care ne ascultă! Numele meu este Felicia Lazar, sunt hipnooperator al Academiei Calogero Grifasi, împreună cu colega mea, Mărioara Burtoi, care este operator de suport telepat al Departamentului Investigativ Calogero Grifasi. Azi vom efectua protocolul numărul 1 cu ciclu investigativ numărul 99. Protocolul este definit ca mixt, fiind definit așa, deoarece cuprinde o primă parte fixă creată din întrebări care nu pot fi influențate sau modificate și de o a doua parte definită explorare liberă, ce ne va permite să investigăm ce a apărut în partea fixă. Operatorul de suport telepat, Mărioara, nu cunoaște tema acestei sesiuni pentru a nu putea fi contaminată. Mărioara, te rog să-mi spui când consideri că putem începe. Da, putem începe. Voi număra de la 5 la 1. Timp în care tu te relaxezi. Cinci. Patru. Uno. Conectează-te cu profeția Sfintei Ana Maria Taigi, care a trăit între anii 1769 și 1837. Dumnezeu va trimite două pedepse. Una va fi sub formă de războaie, revoluții și alte rele, ce își vor avea originea pe pământ. Cealaltă va fi trimisă din rai. Va veni peste tot pământul un întuneric intens care va dura 3 zile și 3 nopți. Nu se va vedea nimic, iar aerul va fi ciumat și nociv. Iar aceasta va fi dăunător nu numai dușmanilor religiei. Cine sau ce este sursa acestei predicții? Deci mediul este întunecat, este plin cu virus. Eu văd o entitate luminoasă
iar aceste pedepse au scopul de a speria părțile subliminale de pe pământ, de pe terra. E totul o energie care înconjoară pământul și într-adevăr sunt persoane care mor, alții se îmbolnăvesc, dar își revin. Și cei care își revin cred cu putere în această divinitate. E falsă divinitatea. Deci, în interiorul acestei entități, care e mare, este ca o minge neagră. Este mulțumită de efectul chiar mai mult decât se aștepta, dar părțile subliminale sunt îngrozite. Foarte bine. Mergem la următoarea întrebare. Decodifică această profeție apocaliptică, începând cu momentul în care a fost prezisă. Ce poți descifra? A fost la cuvintele acestei entități, spuse, așa percep, printr-un fel de trompetă, ca un zgomot, deci o energie care are anumite sunete, sunetele acestea spun teroare, ăsta e primul cuvânt, frică, supunere, cam atât. Deci acest val energetic transmite aceste senzații care chiar se realizează, chiar așa se întâmplă. Frică, panică și neînțelegerea părților subliminale. De ce această frică? Pentru ce? Întrebări. Pentru ce se întâmplă acest lucru? Nu au răspuns la această întrebare, pentru că nici nu e ăsta scopul. Scopul e doar de a se supune în final. Văd părți subliminale care au vibrații înalte, parcă ca și cum se trezesc și încep să înțeleagă
Acest episod a fost frecvent. Deci este încă un episod datorită faptului că nivelul vibrațional al cunoașterii se ridică și părțile subliminale au atitudine de autoritate și își doresc doar supunere. Și este doar un nivel peste care nu poți să treci. Acest nivel care înconjoară Pământul este negru, gri, unde părțile subliminale chiar nu pot vedea realitatea și nu pot înțelege. Foarte bine. Mergem mai departe. Această profeție este atribuită și altor mistici prea fericiți, sfinți. Ce percepi sau vizualizezi vis-a-vis de acest subiect? Percep încă o entitate, dar se supune a primei entități luminoase. Aceasta este mai puțin luminoasă. Este o colaborare și simt că e din planul jos sau doi sau de întuneric sau adică această stare, această emoție de frică să fie cuprinsă și de acei oameni care vin din planurile foarte joase. Deci îmi vine Lucifer, chiar și Satan. Deci există o colaborare. Pe partea luminoasă lucrează toate entitățile care sunt sub controlul acestei entități. Deci este o lucrare de ansamblu mare care se cuprinde toate aspectele. Foarte bine, să mergem înainte. Acum, la trei, te vei conecta în aici și acum cu informațiile ezoterice și exoterice despre cele trei zile de întuneric care sunt prezente în spațiul fizic ale acestei dimensiuni 3D. 1. Doi. Ce captezi? Deci sunt oameni așezați pe pământ îngroziți deci
ca și cum toată lumea sau toate părțile subliminale sunt căzute. Mulți chiar mor, ca și cum pocnește inima. Foarte puțină lume înțelege ce se... își mai revine. Puțină lume. Cred că un 10% își revin, dar aceștia propovăduiesc efectele și cred în ele, efectele pe care au transmis, deci au fost transmise prin această undă. Soarele a fost acoperit. Și a fost întuneric, într-adevăr. Foarte bine. Mergem mai departe. Tot la trei vei intra în contact cu informația despre cele trei zile de întuneric în legătură cu spațiul metafizic din aici și acum. 1, 2. Frică de pedeapsă. Frică de acest Dumnezeu. De supunere. Ca și cum aceste părți subliminale nu ar mai avea partea lor de creier, de judecat, ca și cum sunt roboți sau zombi, nu mai pot gândi. Deci această frică e atât de pătrunsă, încât nu mai simt altceva. E ca și cum e pedeapsa supremă și e... s-au lăsat pradă aceste emoții. Au fost captivați. Deci nu văd, nu simt și nu văd decât aceste cuvinte de teroare, de supunere. Nu mai există voință proprie. Nu există partea luminoasă de iubire. Nici o rază, nici o scânteie de lumină. E o energie atât de joasă. O frică prin care ești gata să-ți lași totul și sufletul și voința.
Partea analitică. Nu mai au niciun cuvânt de spus, doar că această frică și teamă și supunere i-a absorbit cu totul. Nu mai sunt, parcă partea subliminală nu mai stă. E ca un corp mort. Foarte bine. Mergem la următoarea întrebare. Există texte sau simboluri legate de această profeție? Da. Apar pe o foaie dintr-o carte. Câteva cuvinte. Aceste cuvinte ies din acea carte, sunt de culoare grea argintiu. Și primul gând ar fi Biblia. Dar simt și altfel de cărți, mai subțiri. Cuvintele acestea de teamă, de supunere, de predare. Efectiv a venit și cuvântul acesta, predarea sufletului. Ca și cum trebuie să stai de bunăvoie, să nu mai opui rezistență. Dar este într-o formă spusă, ca și cum e benefic ție acest lucru. E ca și cum e normal să faci acest lucru. Că ți-e bine să faci așa ceva. Foarte bine. Mergem mai departe. Care este scopul sau utilizarea lor? Implementarea în minte. Sunt ca niște programe, se extind. Cuvintele acestea se extind și formează programe. Văd că se instalează în minte, partea mentală, dar și în partea energetică a inimii. Dar și partea subliminală este afectată. E ca și cum aceste cuvinte au puterea de a instala implanturi sau programe. Acestea au forme pătrate, rotunde. Odată instalate, derulează acest program. Foarte bine. Mergem mai departe. Potrivit mai multor surse controversate care nu sunt pe deplin de încredere, în 2014, Charles Bolden, directorul NASA, ar fi susținut că pe 21, 22 și 23 decembrie al acestui an
echilibrul pământului ar fi fost în pericol din cauza unei puternice furtuni solare. Ce percepi despre aceasta? În 2012? În 2014. 2014. Percep că un val de lumină care cuprinde pământul și îl ridică energetic, îl luminează, îl luminează puțin, un 10%. Ca să înțelegi, deci pământul e înconjurat de un strat negru-gri. Acest val vine din exterior asupra acestei părți energetice închise la culoare și o struncină îi sparge stratul protector. Pătrunde acea energie, se împrăștie și ajung la unele, la puține persoane subliminale. E ca și cum ceva îi dă peste, așa peste cap, ca un fel de trezire. Și încep cu întrebările. Întrebarea, cine sunt, ce este, ce se întâmplă. Deci energia aceasta vine cu aceste informații. Persoanele acestea își pun cine sunt, ce se întâmplă și întrebări la care nu au răspunsul, dar totuși ceva le vine intuitiv. Unii se trezesc mai mult, să zic așa. Primesc din partea sufletului, parcă, deci sunt treziri interioare. Deci persoanele se trezesc punându-și aceste întrebări, își găsesc și răspunsuri pentru că și adevărul este spus, ca informație este spus, deci este ca o energie. Dar nu îl puteau percepe, nu îl puteau să-l simtă. Și au așa frânturi de adevăr. Într-adevăr, sunt mai multe părți subliminale care au această trăire, această experiență de a parcă nu mai pot să stea în trup din cauza acestor întrebări. Foarte bine. Mergem la următoarea întrebare. La numărul 3. Vei fi la NASA? Vei căuta și scana toate documentele top secret
legate de presupusa declarație sau informațiile corecte. 1, 2, 3. Percep. Ca și cum ar fi în interiorul acestei clădiri. O cameră care luminează. Această lumină este adevărul. Emană din dosare care sunt puse unul peste altul în într-un dulap, într-un dulap fără uși, e o cameră sigilată. Deci adevărul strălucește acolo, la NASA. 3 entități știu despre acest lucru. Deci, deci una dintre ele văd că are o cheie, introduce cheie, acea cheie în ușă, parcă această lumină a adevărului nu o pot suporta, nu o poate suporta. Îi dă senzația de frică că ar putea să scape această lumină adevărului. Dar cu cât deschide acea ușă, ies ca niște raze. Ies. Deci cu cât deschide acea ușă, cu atât aceste informații ies. Și chiar se duc, se împrăștie. Această entitate o simte că scapă, nu poate să păstreze intact. E înfricoșată oricum. E înfricoșată, dar în același timp este curioasă. E ca și cum vrea să știe despre adevăr. Vrea să cunoască ce e acolo în interior, dar nu își dă seama. Deci nu își dă seama că mergând acolo și încercând să afle despre ce este, ce fel de informații sunt, aceste informații se eliberează de iubire. Deci sunt iubire, încredere, puterea ea ta. Iar această entitate nu poate percepe, cu cât încearcă, nu percepe, nu poate să înțeleagă această energie. E furioasă că nu înțelege, deci nu înțelege această energie să o descifreze. Cu cât nu înțelege, cu atât deschide acea ușă, cu cât deschide acea ușă, această informație, aceste informații se împrăștie.
O percep acele părți subliminale mai trezite. Cu fiecare emanație care scapă, cu atât mai mult se trezesc aceste persoane. Foarte bine. Mergem mai departe. Voi număra de la 1 la 3 și vei parcurge spațiul temporal relativ planetei Pământ pentru a verifica dacă în cursul existenței sale a fost vreodată sau va fi protagonista unui blockout de proporții enorme. 1, 2, 3. Captez vreo informație în legătură cu ceea ce tocmai am întrebat? Am văzut spiritul pământului. Când ai pus întrebarea, a ieșit. Are o energie violet. Spune că nu va fi niciodată. Dar va avea tot felul de fenomene. Să zic, ca și cum aceste fenomene sunt atacuri, dar și ea le contraatacă, le dizolvă, le împrăștie. Deci sunt forme de atac asupra Pământului. E ca o energie neagră care vrea să pună stăpânire, dar se dizolvă prin acea energie violet închis, violet deschis și disipează. Sunt fenomene cu tremur, deci văd rocă dislocată. Sunt și furtuni. E ca și cum e o spălare. Este o muncă continuă. Deci tot timpul se întâmplă acest fenomen. Foarte bine, mi-ai anticipat întrebarea care au fost repercursiunile. Voi reveni asupra ei, poți furniza mai multe detalii referitor la aceste repercursiuni. Dacă o pădure o văd cum supresiunea vântului se apleacă copacii. Chiar dacă este această furtună, acei copaci rămân înfipți în pământ și își revin la viață. Chiar dacă furtuna pare ca un fenomen distrugător, fiind ca și cum ar fi partea întunecată. Deci, faptul că rămân copaci înrătăcinați, asta înseamnă că nu are efect doar că e o trecere a acelei furtuni. Deci nu pot
distruge complet. Dar efectul furtunii are efect asupra unor părți subliminale care sunt încă blocați, iar cei care văd partea cealaltă sunt fascinați că nu poate nimeni să doboare pământul. Deci sunt părți subliminale care înțeleg aceste fenomene și sunt încântați, sunt fericiți. Deci e o luptă. Chiar dacă este cu tremur și pământul se cutremură, sunt pagube, într-adevăr, dar nu pot distruge. Se așează sub o altă formă, renaște. E tot timpul un proces de renaștere, distrugere și renaștere. E un proces de schimbare. Așa e perceput că e o schimbare atmosferică, dar nu. Este această luptă de moarte și de reînviere. De refacere, nu de reînviere. Că nu ajunge să moară. E doar o modificare într-o altă formă. Într-o altă formă mai puternică. Când vine următorul val de distrugere, trebuie să aibă o altă consistență. Alte informații. În același timp este și o evoluție. Evoluția, lupta aceasta esoterică, un plan esoteric, aduce și multă cunoaștere. Și totul se schimbă. Foarte bine. Dar la bază, dar la bază este iubirea. Iubirea susține tot. E o iubire necondiționată. Are culoarea roz. Nuanțe de roz. Se așează această culoare. Peste tot. E ca și cum după furtună vine soarele, răsare soarele. Exact această metaforă se întâmplă cu părțile subliminale în... Acesta este efectul, cauza puternică care o simte spiritul pământului. Pentru asta luptă. E o luptă pentru supraviețuire, dar supraviețuirea aceasta presupune o nouă cunoaștere. Lucrurile vechi nu mai au efect în situația nouă. Da. Jocul acestor culori e minunat. Partea întunecată, de exemplu, furtună,
sunt așa bucățele mici sau pete de culoare mici. Nu. Chiar dacă au forță în plan material, în plan ezoteric, e ca o șuviță, așa. Oamenii conștientizează și se luminează mai mult. Și atunci această iubire îi dă forță. Simt iubire față de natură, parcă e mai multă înțelegere. Fiecare persoană înțelege mai bine natura și scopul ei, pentru că a fost dat uitării. În cele momente apocaliptice se uită despre iubire și despre forța ei. Și aceste momente când se curăță, se luminează tot. Părțile subliminale vibrează putere și voință proprie și înțelegere. Se expandează. Și se unesc aceste vibrații ale iubirii. Aceste puncte, aceste părți subliminale, ca niște puncte, se expandează, se unesc. Și spiritul pământului are mai multă putere. E frumoasă. Își ia forma unei fete cu un păr lung, luminos, coronițe, cu flori, cu ape curgătoare. Apele se purifică. Aerul se purifică și pământul se purifică și păsările și animalele simt lucrul ăsta și ele sunt afectate. E un peisaj frumos. Foarte, foarte bine. Multă viață. Da. Foarte bine. Merge la următoarea întrebare. Există vreo legătură între sugestia lui Bill Gates de a observa soarele pentru de a obscura soarele pentru a salva planeta de încălzirea globală și profeția celor 3 zile de întuneric, da sau nu? Percep că este asemănătoare. Nu se poate obtura soarele. Are un fel de hologramă în fața ei, deci un alt soare. Acesta e ca o floare de floarea soarelui. Nu emană nimic. Cred că are alt efect, nu alt, are același efect,
dar cu altă metaforă. Poți furniza detalii, te rog? Adică haideți să spargem, să obturăm soarele. Dar ce soare, că nu, lumea nu vede soarele adevărat. Și vede acel soare, acea hologramă, imagine, sau e ca o planșă, ca un desen. Să spargem, să obturăm un desen. Ce poate să vină din asta? Nimic. Nu e atât de neagră, dar este un fel de blocare. Are efectul de a bloca mintea și sufletul. Te conectezi cu acea imagine și ești blocat. Când sufletul e blocat, are o stare de neliniște, de frică. De nesiguranță, de furie, exact ceea ce vor. Și apoi predare. Când ești neputincios și nu poți să faci nimic. Deci este scopul e același, dar are o altă formă. Nu mai ajungi la disperare și la acea formă de teamă, de frică prin care cedezi, îți cedezi tu tot. A forma aceasta te cuprinde furia și te cuprinde nebunia. Deci e o altă energie. Probabil asta e necesară lor. Mulțumesc, foarte bine. Acum vom trece la partea explorativă. Revin cu întrebarea. Cum se sperie partea subliminală? Ea este o energie așezată în partea din față a unei persoane. Când persoana este fericită, plină de iubire, omul se simte bine și această energie a părții subliminale se stă și emană multă putere în zona asta a pieptului. Când este blocat corpul, deci are nevoie de canal de un fel de informație, deci se simte blocat în corp, îl percep ca și cum se scuduie, ca și cum ar fi o pisică într-o cutie închisă, așa. Se zbate până își găsește un loc și iese din corp. Și atunci corpul este cuprins de frică și toate aceste emoții negative. Pentru că nu se simte în siguranță, nesiguranța, neîncrederea. Asta face. Foarte bine. Vom merge către un exemplu concret, observând un uman fără a te conecta la el, doar îl observi de la distanță. Cum manifestă această panică, această teroare, frică subliminală? Am
perceput o persoană. Persoana, când este lipsită de partea subliminală, o percep ca fiind un corp negru, aplecat, așezat aproape de pământ și emană frică. O frică atât de mare încât unii explodează. Cred că ăsta e momentul morții. Deci dacă începe cu o stare de tristețe sau de... Deci se accentuează starea de frică, devine furie, mai mult de atât, după care se lasă pradă. E ca și cum nu mai poate să zică nimic, nu mai poate să facă nimic și atunci cedează, nu mai are nici... Nu poate să mai reacționeze. Și cred că prin acea explozie este, de fapt, omul viu, dar e mort. Și la propriu și la figurat. Și simt cum emană exact ce emoție are. Că e emoție de neîncredere sau că e furie. Sau că se simte abandonat, sau poți da ușor timpul înapoi, observând același uman. Ce posibilitate ar fi fost din partea lui pentru a nu ajunge în acel punct? Ce ar fi putut să facă? Deci, în sensul bun. Sufletul are nevoie de iubire, acea speranță, așa o percepi în mod fizic, ca o speranță, că ți iese lucrurile, că mergi la un serviciu, că ai un câștig, că îți realizezi o familie sau o viață profesională. Lucrurile acestea, pas cu pas, îți dă încredere, îți dă siguranță și iubire, deci poți să dai și celorlalți. La un moment dat începi să dai această energie împrăștii și celorlalți. Când persoana nu mai are aceste canale deschise, se închide, nu mi-a ieșit business-ul, nu am succes în business, sunt șomer, acasă am nu știu ce situații, am copii, nu mai ai ce mânca, doar gândurile astea. Imediat ajungi, deci e o trecere rapidă, deci acum poți să fii în situația asta? Negativă, dar dacă tu știi să temperezi, deci se poate învăța și lucrul acesta. Când vezi că lucrul acesta, de frica asta te cuprinde și știi cum să o elimini, treci în partea de pozitivă, încrezătoare și aici se schimbă energia și încerci. Să zicem că a doua zi încerci cu mai multă forță. Și ca și cum se numește lupta vieții, viața de zi cu zi. Te trezești cu speranță că faci lucrul acesta, până seara îndeplinești ceea ce ți-ai propus. Seara nu mai ai energia care o ai de dimineață. Peste noapte îți acumulezi energia pentru că te odihnești și a doua zi pornești iarăși la treabă. Dar trebuie să cunoști
momentul, să simți momentul când te cuprinde această panică, indiferent ce formă are această energie, să o surprinzi, să o simți, să o percepi că e în interiorul tău, să o suprimi și să o transformi sau să o transmuți în energia asta a iubirii, a vindecării. Deci e ca un val, uite așa, treci de la o stare negativă la una de încredere, doar prin faptul că tu conștientizezi. Deci se poate face doar prin exemplul acesta. Este cel mai simplu exemplu. Te rog, poți furniza detalii despre frecvența acestei frici? Deci minus 500 până la minus 2500. Foarte bine. Deci cu cât e mai jos, cu atât frica nu mai e frică, e nebunie, e pierderea minților, bolile acelea Alzheimer sau care nu... Alzheimer. Da. Da. Pentru că celul... Deci emoțional acolo este, pentru că nu mai are încredere, nu mai știe ce e cu el, nu își predă, se predă. N-are voință să lupte, să modifice starea aceasta. Nu pot, sunt acele persoane care nu pot, spun că nu pot să facă lucrul ăsta. Sau se complac să fie în situația asta ca o beneficii. Deci această transformare este de fapt o luptă cu tine. Așa cum spiritul pământului luptă cu tot pământul, așa și noi, în interiorul nostru, tot exact aceeași transformare este. Mergem mai departe, da. Da, scuze. Deci, nuanțele acestea sunt în funcție de puterea ta de înțelegere. Și cu cât o elimini. Dacă o elimini mai repede, e ca și cum ai simțit doar un moment ai simțit frica, că ai conștientizat-o repede că există și atunci ești luminos. Dacă nu, și nu știi nimic, devii un corp negru până plesnește. Mergem mai departe. Acele sunete, acel val energetic care exprimau teroare, frică, supunere, poți primi informația referitoare la o cifră, o vibrație anume? Da, pornesc de la minus 500 până jos, minus 3000. Cum se propagă acele sunete? Deci am văzut entitatea cum avea o trompetă. Sufla prin acea trompetă. Și ies acele vibrații. Parcă ar fi ca atunci când vine furtuna, dacă ai văzut vreodată. Când vine furtuna, înaintea ei e o perioadă de vânt. Da? De acea perioadă în care e un vânt puternic. Deci sunetul acelei
porțiuni ale furtunii. Ca un vuiet. Deci e un vuiet înspăimântător. Așa îl percepe sufletul. Se înfige foarte repede, foarte adânc în tot corpul, tot ce aparține corpului. Cât la sută, da? Deci nu poți avea o protecție mare. Deci a fost foarte puternic. Deci au afectat aproape întreaga planetă. Câte la sută din omenire, cu aproximație, a fost cuprinsă de acest val energetic de vibrație foarte scăzută? Eu percep 90%. Dar și cei, dintre cei 10% care au fost afectați, doar că i-au conștientizat. Foarte puțini oameni, dar 10% din populația Terei. De ce a depins ca acești 10% să aibă protecție? Nu aveau protecție, deci au fost afectați, doar că, ți-am explicat mai devreme, ei au transmutat. Foarte greu, văd că foarte greu, dar ei au transmutat această energie negativă. Cum au reușit să o transmute? Aveau, să zicem că sunt suflete mai trezite. Ca și cum cunoșteau să facă lucrul ăsta. Deci sufletul face treaba asta. Este o muncă a ei. În plan fizic, nu e conștient omul. Sunt acele persoane optimiste, încrezătoare, foarte, foarte optimiste. Deci, acele 3 zile, energia acelor 3 zile a fost atât de negativă, încât simt că cei care au rămas, 10%, abia au reușit să se refacă ei, dar de la aceste persoane au început să se emane informația, atât cât au rămas în ei. Dar ei au adus iarăși reînnoirea persoanelor, a părților subliminale. Dacă facem comparație cu privitul la soare, nu este vibrația atât de neagră. Deci aici este, energia este informată. La ce trebuie ție atâta cunoaștere? Ce la ce se folosește? Sunt aberații. Simt, da, o fi adevărat. Adică aceste gânduri de forma aceasta îl ține pe om blocat în varianta cu soarele. Deci nu sunt, scopul e același de blocare, dar numai partea subliminală nu e atât de dărâmată. Ea singură rămâne acolo în blocajul ăsta. Pentru că are puterea de a merge, de a-și continua viața de zi cu zi. Asta e diferența. Deci puterea de cunoaștere acum este mult mai puternică. Ca să ieși din starea asta care ți se pare normală, să ieși din starea asta, să fii mai luminat, să spun,
Așa? Deci este o energie și mai puternică și nu se compară. Dar scopul e același, de a ține omul blocat. Să înțeleg că s-a produs acel paradox, pe cât ar fi vrut acele entități să creeze blocaje și întuneric și teroare, practic a explodat cunoașterea și posibilitatea de conectare la suflet. Exact. Deci asta am și văzut în lupta spiritului pământului, cu cât, de exemplu, acel copac rămânea golit sau rămânea doar o codiță din trunchiul copacului și renăștea, deci renăștea, dar cu o altă cunoaștere, cu altă informație, cu o altă putere. Deci noua informație este mult mai puternică, mult mai complicată, mai complexă. Omul percepe și el la nivelul lui această informație tot așa complexă. De exemplu, dacă în bucătărie, să zicem, face o ciorbică de legume cu câteva ingrediente, păi acum faci ciorbica cu smântână, cu altfel gătită în cuptor, adică procesul este mai complex, mai vast și mai vast, mm-hmm. și tehnologie și... Da. Și asta înseamnă informație mult mai mult, mai amplă. Deci nu-l mai poți aduce pe om în starea aceea de frică excesivă, mm-hmm. pentru că el deja în structura lui are mai multe informații. Și nu-l mai poate duce în starea aia, dar îl poate bloca. Deci poți să mănânci ciorbă de legume un an de zile, că asta știi să mai faci. Asta poate, această metaforă am găsit-o la îndemână. Deci ăsta înseamnă blocajul. Facem o ciorbă cu mai multe ingrediente față de cei care erau în trecut, dar rămânem blocați pentru că nu mai știm să-i mai punem nu știu ce produs, un alt produs, un alt aliment. Deci vibrația este mult mai ridicată. Și modul acesta de manipulare este mai la nivelul acesta. Pentru că odată ce tu transmuți energia negativă în pozitiv, nu mai are forță, se retrage, așa percep. Percep că se retrage și atunci omul rămâne în forma lui luminoasă. Foarte bine. Referitor la acea entitate, Lucifer, Satan, supusă, cu ce scop practic se supunea sau în ce fel, față de ce anume se supunea? Se supun pentru că sunt subalterni, dar au altă energie și lucrează în alt plan. Deci, da. asta fac. Și fiecare în parte, deci fiecare individual încearcă să capteze cât mai multe părți subliminale, dar și între ei sunt colaborări. Colaborează. Deci dacă un om simte multă furie, deci are un canal cu
unul dintre aceștia sau alții ca ei. Dar dacă omul mai are și un pic de cunoaștere, atunci apelează și la iubire. Și când vine iubire multă în mintea omului, în sufletul omului, atunci ăștia se mai văd că se îndepărtează un pic. Când ăștia vin foarte mult, atunci omul intră iar în starea aceea depresivă. Deci stările astea de du-te vin. Deci cu cât te lași influența de frică, ești în partea lor, ești sub controlat de aceste entități, că nu sunt numai ei, cu cât vrei iubire și înțelegi ce înseamnă iubirea necondiționată și vrei să trăiești în armonie, cu atât ești luminos și debarasat de ei. Deci, observ că în orice formă și în orice acțiune este această mișcare bine-rău, să zic. Deci așa e. Se întrepătrund. Nu pot să spun că e necesar. Dar cred că uneori a fi un pic mai, nu furios, dar mai ferm, nu face parte din energia iubirii. Da? Deci ești din partea asta. Ești ferm că e necesar, dar imediat trebuie să îți revii. Deci trebuie să cunoști să faci acest joc. Dacă ai programe fixiste, limitările acestea sunt foarte periculoase, crezi în ceva și acel crezi care ție ți se pare că este bun, de fapt nu este bun. Și atunci nici nu-ți dai seama că tu ai această problemă. La ce se referă părțile subliminale căzute? Această expresie, părți subliminale căzute, și ce ar putea face părțile subliminale pentru a nu cădea? Când m-am referit așa, deci sunt căzute ca și cum sunt căzute îngenunchiate, deci nu mai au putere, nu mai au forță în ei. Sunt în poziția aceea de abandon. Ei se abandonează, ca și cum se abandonează pe ei pe însuși, pentru că au trecut prin toate acele emoții de frecvență, cu cât mai jos, până se abandonează ei înșiși. Și atunci sufletul părăsește corpul și acel corp îl văd cum pocnește, cum explodează, ca o explozie, ca și cum ori moare în plan fizic, ori rămân în viață, dar fără bolnavi. Acei oameni care nu vor să, care sunt foarte bolnavi și nu poți să-i scoți din felul lor de a fi. Că ei nu pot, că ei nu vor, că ei nu reușesc, că ei sunt bolnavi. Dar și aici văd o altă formă, sunt mai multe forme, deci unii nu știu, deci acum percep că cei care explodează, acel corp explodează, sunt acele persoane care nu știu să manipuleze, se închid în ei înșiși și rămân așa. Sunt și alte forme care simt acea, e o plăcere, simt că îi pun pe ceilalți să facă pentru ei. Adică stau în postura de victimă ca să se folosească de persoanele din jur. Da.
Da. Și aici, și aici da. E un schimb energetic. Da? Pentru că persoana asta care nu vrea să facă nimic, a conștientizat că are o... îi place starea de lene și a conștientizat că poate să controleze pe altul, să manevreze pe altul, să-i facă toate poftele, să zic așa. Și această persoană este captată. Tot timpul alunecă spre acea, nu se simte bine. Dacă are forța să se rupă de acea persoană, se eliberează. Dacă nu, rămâne așa până ajunge și acea persoană în stadiul ăla. Adică se îmbolnăvește cu adevărat. De da. Ce? De ce frica a deconectat mintea de suflet? Pentru că e de vibrație joasă. Și vibrația joasă este o energie care e necesară acestor entități. E o hrană. Cum fără, poate? Fără, cum poate. Cum vine poate să, vine să... Da, scuze. Pune întrebarea că eu... Cum poate umanul neutraliza, îndepărta această energie de frică? Prin a face ceea ce simte el cu adevărat. Prin a fi detașat de astfel de persoane, de toate persoanele, de a-ți vedea, de a vedea tot ce este strict și necesar pentru tine însuți. Întâi să te servești pe tine, să te iubești pe tine și apoi pe celălalt. Dacă mă servesc pe mine, sunt puternic și atunci pot să ajut pe altcineva. Și asta conștient, că vreau să pot să ajut sau nu, ajut, că văd persoana că e acolo în starea aia. Îi dau informația, uite, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți gândirea, schimbă-ți comportamentul. Dacă nu vrei, este problema ta. Așa înțeleg eu prin a fi detașat. Deci eu vreau să fiu eu însumi, să pot să fiu eu sănătoasă, să pot să fiu iubitoare, toate aceste calități ale iubirii, dar când întâlnesc și o astfel de persoană și îl vezi că se plânge de o problemă, înseamnă că e un fel de vampir, să zic așa, pentru că dacă îți e milă de această persoană, tu imediat cedezi din energia ta acelei persoane. Eu așa o văd, chiar așa o văd, că din tine se duce acolo, hrănește acea persoană, nu aduce nicio schimbare. Nu, acea persoană nu se va schimba în felul acesta. Îi dai informație, explici ce are de făcut și lupta este a lui. Prin acel val de întuneric sau implementat programe. Ce fel de programe s-au instalat în mintea umanului? La ce se referă aceste programe? Să iau un exemplu. Prima dată este lipsa de încredere în tine. Așa percep. Începi să nu mai ai încredere în tine. Să zicem că a învățat ceva și face tot felul de exerciții ca să-și câștige încrederea.
dar programul este acolo. Fără să-și dea seama, la primul imbold, când nu reușește ceva, imediat apare neîncrederea. Așa percep eu că se manifestă un program. Aceste programe sunt de tot felul. Lipsă de voință, lipsă de iubire, adică nu te iubești pe tine, nu te vezi capabilă, nu te vezi în stare, nu poți să înveți, nu poți să iei un examen. Deci fricile acestea sunt captate ca un program în minte, dar și în suflet, dar văd și în partea energetică a inimii. Inima are ca și cum se deschide și se închide energia inimii. Nu e ca un program, dar dacă nu mai are iubire, să zicem, este mai închisă. E ca un blocaj. Da. Mergem mai departe. Referitor la acel val de lumină, ce frecvență are? De unde vine? Ce efecte are? Să zicem așa, din mijlocul universului. E ca și cum acolo este soarele central, dar e o metaforă. Și tot timpul, cum erupe soarele, care îl vedem noi, razele de căldură, așa transmit aceste valuri de energie. Și sunt atât de înalte și de pozitive. Aduc transformare oriunde ajung. Te rog, observă un grup de umani fără a te conecta de la distanță. Ce transformări au loc în partea subliminală datorită acestui val de lumină? Deci văd un grup, e și o fetiță. Fetița se manifestă jucându-se cu voioșie, deci o stare de fericire. La adulți au o stare benefică, de sănătate plină, mintea mai luminoasă, planuri. Parcă își fac planuri benefice sau se relaxează unii dintre ei. Parcă aduce sănătate, vitalitate. Foarte bine. Referitor la acea clădire, cameră luminoasă, de ce erau prezente acele trei entități? Dacă avea cheia acelei camere, e ca și cum o păstrează la e secret. Deci e periculos să lași ușa deschisă, să se împrăștie cunoașterea și are același efect asupra porților subliminale.
Deci cu cât partea subliminală e blocată, cu atât ei pot să manipuleze. Vezi, percepi un nume, anume referitor la aceste entități? A apărut un S și un T. S-tom. S-tom. Mai percep și altceva, frecvențe referitoare la prezența lor acolo? Un număr? Peste 5.000. Deci simt că aceste trei entități nu intră în acea încăpere, doar deschid ușa, pentru că energia aceasta nu pot suporta. Dar fac lucrul acesta pentru că și ei vor să înțeleagă, să cunoască, să-și facă planurile lor. Și ca să zic așa o informație, ca să construiască planurile lor. La ce se referă acel adevăr? La iubire. La tot ce este cunoaștere. La libertate. La puterea de a fi tu însuți. Poți observa. Tu singur poți să crezi viața ta. Tu ești de acolo. E ca și cum tu ești acolo din sursa aceea, din mijlocul universului. Ești de acolo, dar ești acum aici. E ca și cum te întâlnești cu ceva care e ca tine, acea energie care vine și te hrănește, e energia ca și tine. De aia se simte bine omul, de aceea e și sănătos, de aceea reușește. Pentru că este el însuși. Asta e o parte din adevăr. Cea din adevărul pe care îl percep eu. E ca o stare de beatitudine. De ce depinde ca umanul să aibă acces la acest adevăr? Să nu se mai lase, să simtă omul, omul să înțeleagă aceste nuanțe, să își recâștige puterea lui, să nu mai și o lase altora. Poți să dau un exemplu concret? Cum își câștigă umanul puterea lui? Eu sunt puterea. Eu sunt creat. Eu creez tot ce vreau și ce îmi doresc prin puterea mea, pentru că eu sunt și creatorul meu. Eu sunt creator. Eu creez. Eu creez ceea ce îmi doresc, ceea ce vreau și ceea ce simt că îmi trebuie mie și ceea ce mă face să mă simt în starea asta.
de beatitudine, de împlinire, de iubire. Deci nu pot să-mi las eu puterea mea altuia. Altul nu știe ce-mi trebuie mie. Cine știe cel mai bine ce-mi trebuie mie? Eu, sufletul. Poți observa un exemplu concret când umanul își predă puterea altora? Deci, acestea vin din educație, de când ești copil. Ești educat să crezi în ceva, să faci ceea ce face familia. Deci aceste lucruri sunt preluate. Sunt constant preluate. Și crede că face bine. Deci nu știe că e în starea aceea când își dă puterea. Nu știe. Dar după o perioadă începe să-și pună întrebări. De ce eu? De ce mie? De ce mi se întâmplă mie? De ce eu nu pot face aia, ailaltă? Că eu pot? Că uite, eu pot, am putere. Dar de ce nu pot? De ce nu-mi iese? Și astfel de frământări e primul pas al sufletului, sufletului care este și în conexiune cu mintea, punându-și astfel de întrebări, la un moment dat primești și răspunsuri și începi să înțelegi și începi să te instruiești, să ai auzit cândva ceva și acum îți aduce aminte că ai văzut ceva într-o carte sau ai văzut nu știu ce altceva. Și încet, încet, sufletul lucrează ca să își preia puterea. În momentul când a înțeles lucrul ăsta, e liber. Să înțeleg că întrebările sunt punctul de plecare, punctul de trezire pentru uman. Da, intermediul, eu așa acum percep că partea subliminală își pune întrebări pe care mintea le percepe sub forma asta. Și atunci se trezește, punctul de trezire. Da. Și prin răspunsurile la întrebări apare conștientizarea de sine. De exemplu, de exemplu, cum facem noi sesiunea aceasta. Eu am auzit multe alte informații, dar am perceput-o acum clar. Am simțit-o clar, am văzut clar. Da? Da. Ceea ce am reușit în câțiva ani să citesc, să merg la cursuri, să zic, ce am învățat, la un moment dat o simți tu cu adevărat. Deci și acum pot să spun că sunt și eu un exemplu. Și îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Deci întrebarea e punctul de trezire, răspunsul la întrebări, punctul de conștientizare. Odată ce conștientizează, își regăsește puterea din sufletul lui, cu sufletul lui, cu care devine un creator. Exact. Da. Foarte bine. Mergem mai departe. Spiritul pământului este o energie violet închis-deschis. De ce violet? Mai percep și alte detalii referitor la această nuanță?
Așa percep eu, acum iarăși și este, o văd, așa o percep eu, culorile ei. Și mi-arată acum că are acest violet albăstrui și fluorescente. Deci poate avea și nuanța asta, albăstruiul fluorescent. Cred că această culoare aduce calmitate. Cred, nu cred, simt. Percep că aduce calmitate. Acel firicel care aduce viață, cred că aduce și viață. Cum să zic? Dacă, exemplu, cu copacul acela rupt și iese din el o rămurică și înverzește, deci are puterea de a te renaște. Culoarea asta, deci așa percep acum. Și forță, deci are o forță teribilă. Deci nu poate, nu are cine să o combată. Deci forță, renaștere. Simt așa un fel de ambiție, adică nu cred că este ambiție, e perfecționare. Deci când vine cu renaștere, vine cu noutate, vine cu altă informație. Din ea însăși. Da. Foarte bine. Acele furtuni, practic, sunt un proces de schimbare, de refacere. Poți reda un exemplu concret? Să observi un uman cum traversează acest proces de schimbare, de refacere. Folosim exact ce am văzut, această metaforă cu copacelul, deci când omul se simte lipsit de dezamăgit, epuizat, nu mai are mintea lui și sufletul lui îi transmit că nu mai are cale de reușită. E sufletul ca un firicel care crește, ca cum e o sămânță, cum iese tulpina. Bobul se sparge. Așa îl percep eu acum, acea speranță. Fără acea bobiță, omul chiar s-ar pierde. Da, e din zona asta, apare așa, bobița aia, speranța aia. Este, o percep ca o energie galbenă. Deci inima, da? Deci inima, da. Inima, deci energia inimii face asta. Deci ea este, deci energia e inima, inima e cea care transmută, nu? Iubirea, e firesc. Deci inima e cea care, deci inima energetică e cea care scoate colțul speranței. Cât crește, cu atât omul se încălzește, să zic așa, cu încredere și o ia de la început. Da? Foarte bine. Și o ultimă întrebare.
un exemplu de manifestare a iubirii între oameni în relație cu spiritul pământului. Observă un grup de umani și spune-mi ce vezi, percepi. Să încep iubirea dintre unui om către alt om sau mai mulți oameni. Da. Deci tot energia iubirii emană acea energie, iese din piept, se manifestă ca și când vezi un om, stai de vorbă și înțelegi puterea și capacitatea lui. Cobori sau încerci să te ridici la nivelul acelei persoane. Dacă trebuie să cobori, mai ușor, ești mai relaxat, ești ca un părinte iubitor, că îl învăluiești cu această iubire necondiționată, că îl înțelegi că atât poate. Când întâlnești o altă persoană, e ca și cum sunt două energii care se lovesc, se cunoască, să se simtă, că aici nu există grade, nu există ierarhie, e o altă formă, e altceva, altfel. Și atunci percep și acel altceva. Această percepție este la fel cu spiritul pământului față de noi oamenii. Dacă noi știm și ne conectăm la ea, ea ne împământează, cum zic unii, împământare, adică te ajută, te poate curăța de acea energie negativă, ea transmută acea energie. E ca și cum suntem copilașii ei, doar să știm să cerem. Nu cerem, ne descurcăm cum putem. Este o energie iubitoare, transformatoare, dă forță, ajungi la încredere cu energia ei, te simți bine, te simți ca un copil iubit de mama. Ce percepi sau vizualizez vis-a-vis de această culoare roz a iubirii? Deci e roz puternic până la un roz pal. Deci această energie cine o poate avea și se conectează la ea, deci topește tot ce rău. Nu poate sta culorile negative, energiile negative cu tot ce există în mediul acela. Deci iubirea rezolvă tot. Absolut tot. Aduce tot ce ai nevoie. Aduce bunăstare, prosperitate. Tot. Deci iubirea este ingredientul principal al tot ce reprezintă partea subliminală, omul însuși.
Omul este, corpul omului este doar un fel de haină. De aceea îl vedeam negru, de aceea îl văd luminos. Că sufletul și energia inimii dă acele culori, acea putere de viață, încredere. Foarte bine. E un roz pal un pic mai accentuat. Nu văd rozul acela închis sau siclam, nu îl văd. Asta înseamnă că încă ne jucăm cu iubirea asta necondiționată, încă nu înțelegem bine. Acesta e scopul, să ajungem să fim acea culoare roz. Și se emană în jurul tău. Nu neapărat iubirea ca dintre doi bărbați sau dintre doi bărbați-femeie. E acea iubire necondiționată. Îl iubești, iubești sufletul acelui corp. Îl vezi cu defecte, îl vezi cu plusurile lui. Asta okay. E iubirea necondiționată, pătrunzătoare, e necondiționat, pătrunde oriunde, acolo unde e lăsată să intre, ea umple tot. Da. Observ aceste două energii, energia violet și energia roz. Ce vizualizezi sau percepi despre aceste două energii? Energia violet emană putere, fort, viață, puterea de a reuși. Puterea asta nu e așa o greutate. E o forță ușoară. Deci nu o faci cu greutate. Rozul acesta al iubirii e cald. E blajin. Parcă așa te devii fermecătoare. Sau fermecător, îți dă așa bună dispoziție. Ele două împreună, ce poate să fie un om hotărât în ceea ce face, dar și iubitor. O combinație frumoasă. Forță cu iubire. Foarte bine. Dorești să transmitem toate aceste informații din cadrul acestei sesiuni către omenirea care este deschisă din acest punct de vedere în plan subliminal? Da, doresc. Aceasta este percepția mea și mă încântă să știu că și alte persoane vor să știe, să simtă, să înțeleagă și această percepție a mea. Poate că și ei au altă percepție, mai bune. Da? Da, bine. Ai transmis? Gata. Da, da. Foarte bine. Acum ne vom retrage. Te deconectezi de la toate informațiile din această sesiune. Te eliberezi de toate rezidurile energetice. Voi număra de la 1 la 3 și tu, Mărioara,
te vei întoarce în timpul prezent. 1. Acum corpul tău începe a se trezi. Îți simți corpul ușor și puternic. Doi. Te simți bine? Simți o senzație de bunăstare și de pace în tot corpul. Îți echilibrezi frecvențele optime pentru tine. Și trei. Ești prezentă aici și acum? Deschide ochii. Cum te simți? Minunat. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte interesant, foarte complex, intens. Mi-a plăcut că am simțit, am văzut. A fost frumos. Să fie și de folos. Cât se poate reda din ceea ce vezi, percepi, auzi, simți din mediul hipnotic în plan verbal, în plan concret, cât reușim noi să primim practica și informație. De fiecare persoană are un anumit simț mai dezvoltat, un simț, o abilitate. Eu, după cum ai observat, abilitatea mea este simțul. Deci, alții au văzul, alții au și auzul. Mai mult. Deci, simțul este acela tactil, când simți energia. E ca și cum bagi mâna în cuptor și simți că e cald. Da. Deci, predominant. Sau simți și apa cum te atinge sau ceva de gen. Cât poți să redai? Foarte puțin. Comparativ cu ceea ce simt. De aceea e important ca fiecare persoană să se descopere pe el însuși și să vadă ce abilități are, ce poate să facă cu aceste abilități. E important că aceste abilități creează acea încredere în tine și acea putere și acea forță. Vezi, noi suntem înconjurați cu ea. Deci Spiritul Pământului chiar ne dă, n-am simțit-o niciodată. Cum am văzut-o, deci am văzut-o acum, cum chiar ne ajută, doar să apelăm, să știm să apelăm, să știm cum să apelăm, să știm că noi suntem aceste puteri, noi creăm, ne creăm viața, ne creăm toată această experiență. Este o experiență prin care trebuie noi să facem fiecare pas al ei. Nu ți-l faci tu, ți-l face altcineva. Și atât. Mărioara, mulțumesc foarte mult pentru tot ce am realizat împreună. Mulțumesc și eu. Vă salutăm. Să aveți o zi cu bucurii și împliniri. Salut și eu. Și acum, Calogero Grifasi.
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi. Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile.
E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura. È informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet.
Per esempio, un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala, sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che, se ci dovesse essere una distorsione con la realtà, è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere, aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.